Acestea sunt cele 3 panouri solare de 275 de W bucata. Din aceste panouri solare coboară cablul de 4. În această doză se unesc plusurile și minusurile la toate panourile și pleacă cablul de 16 mm pătrați, parcă ceva de genul, înspre invertor. Acesta este invertorul. Firele verde-galben intră în partea de solar. După care avem bateria. Avem un cablu de sudură de 35 mm pătrați. Cele două baterii sunt înseriate. Gel de la Rombat de 100 de amperi. Și vom avea, după ce le-am înseriat, 24 de volți cu 100 de amperi. În cablul ăsta avem două fire care merg în intrare de fază nul. Nu prea se vede din cauza în capac. Intrare de fază nul, ieșire de fază nul din rețea. Aceasta este aplicația de la invertor. Ne arată în felul următor: că nu avem curent de la rețea, este oprit, nici frecvență, automat. Panourile fotovoltaice în momentul stau 26 de volți cu 593 de W. O parte din amperii ăștia îi băgam baterie, până acum erau vreo 2 amperi aici, dar acum, din cauza că a crescut consumul pe consumator, automat începe să întragă din baterii. Dacă o să vedeți, 595-593, deci teoretic consumurile astea sunt egale, dar eu totuși aveam 3 amperi care se consumau din baterii. Ei, 3 amperi la 24 de volți, 26 de volți cât au bateriile în momentul ăsta, sunt de fapt consumul invertorului. Adică acest invertor funcționează tot pe curent, nici transformarea din cei 25 de volți care îi produc panourile fotovoltaice în 230 de volți nu este 100%, mai sunt pierderi în căldură, în un alta. Dar ca idee, în jur de 100 de W se pierd doar pe invertor. Deci în momentul în care îți faci un calcul, să zici că am un bec de 100 de W, da, ca idee, care îl voi pune pe două baterii de 100 de amperi. Două baterii la 100 de amperi la 24 de volți înseamnă 2400 de W. Asta înseamnă că teoretic ar trebui să meargă becul ăla de 100 de W 24 de ore. Greșit. 100 de W îi papă invertorul, 100 de W papă becul, deci va merge doar 12 ore. Dacă ai baterii mai mari, automat ai de unde să duci invertorul ca și putere. Acum a crescut consumul. Este un aer condiționat pornit, 976 de W. Se trag 18 amperi din baterie și 573 din partea asta la altă. V-am zis, este o diferență de 3 amperi, cam 100 de W, care îi consumă invertorul. Invertorul fiind de 3 kW, consumul de 1 kW reprezintă de fapt 33%, 30% din valoarea consumului total care îl duce. Care aduce invertorul. Ok. Are o groază de setări acest invertor. Foarte, foarte ok. Dacă să sune alarma când rămâne fără baterie, când rămâne fără sursa primară de curent, dacă stă invertorul, ecranul la invertor, dacă stă aprins sau stins, dacă se restartează când este supra-sarcină peste 3 kW, când e foarte fierbinte, când se încălzește pe aia tare, în momentul în care treci de sarcina de 3 kW care o duce el, automat trece pe rețea. Poți să dai enable, disable. Ok, o funcție foarte interesantă, și anume, dacă după un minut nu faci nimic pe ecran, va reveni la ecranul inițial, ca să zic așa. Dar dacă pe tine te interesează ca pe invertor să-ți arată tot timpul pe ecranul lui
știu eu, curentul din baterii și consumul instant în acel moment, poți să dai disable și va rămâne pe ecran chestia aia. Dacă să înregistreze codurile de eroare, de unde se încarcă bateriile, ai posibilitatea să încarci și din rețea și numai din solar sau din amândouă. La mine e doar pe solar, că nu are rost să încarc din partea asta. Sursa de unde ia curentul. Ei, am observat că dacă merg pe solar, în momentul în care nu mai este soare, când panourile fotovoltaice nu mai produc curent, în momentul automat el trece pe rețea. Ceea ce nu știu dacă e chiar interesant, CBU, nu știu exact cum se traduce, dar ca idee, în momentul în care nu mai sunt, nu mai este soare, nu mai produc panourile fotovoltaice, el începe să ia din baterii până la un voltaj care îl stabilești tu, care în momentul în care bateria se descarcă la acest nivel, trece automat pe rețea. La tipul de baterii ai AGM-ul, flooded sau user și poți să-ți setezi tu mai multe chestii când ești pe user. Frecvența pe care iese, curentul care se încarcă din panourile fotovoltaice către baterie, din rețea, încărcarea, care eu nu o folosesc, cele două voltaje, 25,5 și 24, reprezintă când trece înapoi pe rețea și când revine înapoi pe invertor din baterie, ca să... Deci ideea este că bateriile nu trebuie descărcate la maxim. Cu cât le descarci mai mult, cu atât se strică mai mult, se sulfatează. Ei, în momentul în care ai adus la 24V, deja ești foarte jos. Adică undeva la, nu știu, 20%, ceva de genul. Dar și chestia cu verificatul stadiului încărcării unei baterii este cu multe, multe discuții, în funcție de temperatură. Teoretic ar trebui să lași la 20 de grade, timp de 24 de ore, fără niciun consumator și abia apoi poți să măsori și să spui, bă, uite, e cam acolo. Dar, na. Asta este încărcarea. Bateriile mele pe gel, zic că merg încărcate până la, nu mai știu cât, până la 14,9, automat e trecut 29,8 și float la 27,6. Când ajunge la 21V pe baterie, automat oprește de tot invertorul și trebuie să-l restartezi. Mai sunt niște opțiuni pentru egalizarea bateriilor. Și, în orice caz, destul de multe setări. Să avem posibilitatea să vedem și cam ce a făcut sistemul într-o anumită perioadă. Așa. Cred că asta ar fi cea mai ok. Pe chart. Și vedem, de exemplu, pe ziua de astăzi. Pe astăzi. Idem browse. Browse. Ok. Și avem un fermător. V-am zis, nu e pornit acel de la rețea. În locul ăsta se taie de tot filmul, ca să zicem așa, pentru că atât e ceasul acum. E 12 și el de aici nu mai are date în continuare. Asta este curentul care a intrat în panourile fotovoltaice, adică din panourile fotovoltaice către invertor. Și îmi spune că la nu știu ce oră am avut nu știu ce curent. Apoi, puterea panourilor solare, care s-a descărcat undeva, ca idee. Deci aici, pur și simplu, a reîncărcat bateriile pentru ce a mers peste noapte. Deci, cumva, unde crește, aici am folosit ceva, pentru că a crescut automat și curentul. Unde a scăzut, el nu mai avea de încărcat nimic, nu avea nicio sarcină și pur și simplu a scăzut puterea. Și aici din nou, de când am pornit filmulețul, el a pornit aerul condiționat și ține aerul condiționat, o parte din curent. Se vede exact consumul, 1200W consumă în momentul ăsta.
bateria. Aici ajuns dimineața la 8 la 24 cu ceva, după care a crescut până aproape de 30 de volți și a ținut-o acolo, l-a încărcat. Chestia asta nu am înțeles-o. În momentul în care intră panourile fotovoltaice, scade graficul ăsta până la 30%, după care urcă dintr-o dată până sus. În fine, teoretic nici nu ar avea cum să încarce, să descarce tocmai până la 30%, baterii fiind de 2400W, dacă el le încarcă de la 8 la 9,5, deci la 6W, ar însemna 1 kW consumat, să zic. Deci în niciun caz nu ajunge la 30%, undeva la 60 și ceva, să zic. Astea sunt amperii care au venit din panoul solar. Ceea ce a consumat din baterii, ca și amperaj, 30 de amperuri, 25 de volți, curentul care l-a scos și frecvența care e normal la 50 de herți. Da, cam asta e din partea de... Bine, poți să vezi graficul ăsta pe zile, pe luni, pe ani. Și mai sunt teoretic niște setări, dar cam asta în mare.